Acum, dragii mei, aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu. O să citim așa cum aminteam din Matei, capitolul 16, paragraful intitulat Iisus în ținutul Cezarei lui Filip, versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi le-a zis el: cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Mulțumesc frumos, reocupați-vă locurile. Când am plecat de la Emanuel, mi-am cerut scuze că plec mai devreme. Acum se cade când ajung la Betania să-mi cer scuze că am întârziat. Făcând lucrul ăsta, mi-aduc aminte de Liliac, că a fost invitat la o întâlnire generală cu păsările și cu animalele. Și păsările aveau o întâlnire într-un loc și animalele într-un alt loc. Și el a crezut că-i pasăre, că zboară și are aripi și s-a dus acolo. Și șeful grupului de păsări a spus: Liliacule, tu nu poți veni aici că tu ești șoarece. Tu du-te la animale. Și omul s-a conformat. S-a dus la celălalt grup și acolo liderul animalelor a spus: Liliacule, ne pare rău, tu nu ești șoarece, tu ești pasăre, du-te înapoi. Și bietul om n-a putut să intre nici într-un loc, nici în altul. Așa am pățit eu în seara aceasta, pentru că acolo am stat o jumătate de slujbă, am zis să onorăm sărbătoarea lor din partea bisericii noastre, crezând că este un lucru plăcut și un lucru frumos. Mulțumesc pentru înțelegere și acum, dragii mei, timpul pe care îl mai avem de petrecut o să-l împărțim în două. Prima parte este să predicăm Evanghelia. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Unii dintre noi îl auzim de puțin timp, dar alții de zeci și de zeci de ani. Însă trebuie să acceptăm că el rămâne proaspăt pentru noi, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, un Dumnezeu infinit care știe ce să ne spună. În a doua parte, respectiv, probabil că de la 7-8 fără un sfert o să încheiem serviciul divin și doar cu membrii bisericii o să procedăm la adunarea generală pentru numărarea voturilor. Facem lucrul acesta din respect pentru grupul celor 15 membri ai comisiei care de 3 duminici stau în camera de vot servind Biserica Domnului și facem lucrul acesta din respect pentru dumneavoastră să nu intrăm prea mult în noapte. Acum mă gândesc că dumneavoastră, din respect pentru această întâlnire, ar trebui să nu plecați, pentru că o să fie 8 fără un sfert, nu 8 și un sfert. Ceea ce vreau să vă spun în această seară este ceea ce Domnul i-a spus lui Petru. Tu ești Petru și pe această piatră eu voi zidi biserica mea. Aș vrea să vorbesc puțin despre Biserica lui Dumnezeu. Și eu fac parte din Biserica lui Dumnezeu de aproximativ 30 de ani. Și dumneavoastră, fiecare de când v-ați convertit și v-ați botezat în apă, dedicându-vă viața Domnului. Biserica, la modul general, este totalitatea credincioșilor mântuiți, născuți din nou, din toate timpurile. Termenul acesta de biserică pe care noi îl folosim astăzi are o istorie lungă. El vine dintr-un termen grecesc, ca tot Noul Testament care a fost scris în limba aceasta, numit Eclesia, care însemna la vremea aceea sfat sau adunare și la momentul acela se referea la o adunare socială, unde oamenii se întâlneau pentru a lua decizii la nivel social sau se întâlneau soldații pentru un scop militar. Termenul acesta de a se aduna oamenii împreună pentru un anumit scop a fost preluat și în felul acesta s-a ajuns la denumirea aceasta de oameni care se strâng cu un anumit scop pentru un anumit sfat. Karl Barth, unul dintre cei mai respectați teologi de la Calvin încoace, spunea că unul dintre cele mai
elementare moduri în care biserica mărturisește despre Domnul Iisus Hristos este simpla ei existență. Simplu fapt că biserica există mărturisește despre faptul că Iisus Hristos a înființat biserica. Aș vrea să spun câteva lucruri despre terminologia folosită pentru biserică. Dragii mei, noi citim mult, în ultima vreme există o abundență de informație și suntem expuși la ea. Ascultăm tot felul de predici, unele mai simple, altele mai sofisticate. Și uneori auzim terminologie de genul biserică locală, biserică mondială sau biserică universală. Și este bine să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă sunt cuvinte pe care nu le înțelegem, nu avem înțelesul lor, atunci vom pierde firul prezentării. Scopul nostru nu este neapărat să ne comportăm ca niște profesori pentru studenți, ci este să vorbim despre dimensiunea spirituală în care am intrat în Biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Iisus Hristos, a Domnului Iisus Hristos, poate fi o biserică locală, poate fi o biserică universală sau poate fi o biserică mondială, în funcție de dimensiunea la care ne referim. Spre exemplu, biserica locală este Biserica Betania, dintr-un anumit loc. Biserica Emanuel, Biserica Elim și așa mai departe. Pavel spunea în Roman capitolul 16 cu versetul 5 următoarele cuvinte. Spune sănătate bisericii care se adună în casa ta. Casa ta de pe strada cutare la numărul cutare. Aceasta e biserica din loc, biserica locală. Noi suntem o biserică locală. Însă dincolo de biserica locală trebuie să acceptăm că există multe alte biserici locale. Sunt mai multe biserici locale în Chicago, în America și pe tot pământul. Ei, mulțimea acestor biserici, la un moment dat, este biserica mondială. Și Pavel spunea în aceeași carte, versetul 16, spune sărătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Toate bisericile lui Hristos. Care biserici? Toate bisericile locale vă trimit sănătate. Un al treilea termen pe care îl întâlnim este Biserica Universală. Biserica Universală este de asemenea formată din toate bisericile locale, dar nu doar la un moment dat, ci din toate timpurile de la început și până la momentul respectiv. Cuvântul Domnului spune în Efeseni, capitolul 5, versetul 25, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Domnul Iisus nu s-a dat doar pentru Biserica Betania, nu s-a dat doar pentru toate bisericile din generația noastră, adică Biserica Mondială, și s-a dat pentru toate bisericile din toate timpurile și din toate locurile, adică pentru Biserica Universală. Frați și surori, atunci când noi vorbim despre principiile bisericii menționate în Biblie, vorbim despre Biserica Universală. Când vorbim despre rânduielile bisericii, care nu sunt menționate în Biblie, vorbim despre biserica locală. Noi, ca și conducere de biserică și noi împreună, ca și frați și surori, nu putem să punem rânduieli în biserica mondială. Spre exemplu, noi nu putem să mergem la bisericile din oraș sau la bisericile din altă denominație, din orașul nostru, și să le spunem care sunt rânduielile noastre. Spre exemplu, atunci când se fac căsătorii, sunt biserici unde această verighetă, la cei care o poartă vorbesc, se pune în sanctuar în slujba de căsătorie. Nu scrie în Biblie nici să o pui, nici să n-o pui. Nu-i principiu. Dar bisericile au rânduieli. Rânduielile sunt puse de oameni, principiile sunt puse de Dumnezeu. Rânduielile, probabil că funcționează o generație, două, cinci, zece, în funcție de oamenii care conduc biserica. Principiile sunt eterne pentru că sunt puse de Dumnezeu. În anumite biserici se pune verigheta în timpul slujbei divine. La noi și în multe altele nu se pune crezând că poate cineva să-și pună verigheta oricând, dar nu în timpul unui serviciu divin în care ne închinăm lui Dumnezeu. Iată dar o rânduială. Rânduiala noi o facem numai pentru biserica locală. Rânduielile nu sunt scrise în Scriptură, pentru că Biblia spune spune să ne căsătorim, dar nu spune cum. Așa că biserica locală trebuie să aibă niște reguli. Biblia spune să ne botezăm, dar nu spune cum să ne botezăm. Am întâlnit biserici unde oamenii care erau botezați, pur și simplu pastorul le punea mâna pe creștetul capului și ei
se scufundau singuri în apă. Nu-i dăteau pe spate, nu era nevoie să te lupți cu el, să scape din mână, să nu-l poți ridica, nu era nevoie de așa ceva. Îl atingeai pe creștetul capului și el singur se băga sub apă și se ridica singur. Era o rânduială a bisericii aceleia. La noi și în cele mai multe biserici, unul sau doi pastori îl dă pe candidat pe spate. Două forme diferite. Biblia nu spune cum să faci asta, spune numai să o faci. Iată dar de ce este nevoie de rânduieli. Noi spunem, dar rânduiala asta nu este scrisă în Biblie. Eu vă întreb, dacă n-am avea o rânduială pentru nuntă, cum am face-o? Că Biblia nu spune cum să o facem. Frați și surori, principiile sunt pentru biserica universală și pentru biserica mondială, dar biserica locală are nevoie să exprime încredințările personale ale fraților și surorilor și să creeze anumite rânduieli de care avem nevoie. Sunt biserici unde colecta nu se face așa. Pur și simplu, frații și surorile vin și pun banii acolo într-un coș care e pe masă. Alții îl lasă într-un coș care este la ieșire. Sunt tot felul de rânduieli în biserica locală. Este adevărat că ele n-au valoare de principiu. Principiul din totdeauna este același. Rânduielile sunt diferite. A fost o vreme în biserica penticostală când rânduiala era să nu porți ceas. Rânduiala era să fii tuns la chelie. Rânduiala era, și putem da multe alte exemple, nu se purta cravată, nu era televizor, n-aveai voie radio. Tot felul de rânduieli care exprimă mentalitatea liderilor bisericii, dar și a credincioșilor. Atunci când înțelegem lucrurile acestea, orizontul nostru se lărgește și putem să facem diferența între biserica universală, mondială și locală. Și mai ales, putem să facem diferența între principii și încredințări la nivel de individ sau rânduială la nivel de biserică locală. Lucrurile astea ne vor ajuta foarte mult, frați și surori. Al doilea lucru pe care vreau să îl amintesc este faptul că biserica este ceva foarte complex. De ce e foarte complex? Pentru că biserica este un loc unde Dumnezeu se întâlnește cu oamenii. Ori această întâlnire a lui Dumnezeu cu oamenii presupune că divinul și umanul sunt acolo. De aceea biserica în același timp este sfântă la modul absolut prin prezența lui Dumnezeu, că în el nu se găsește greșeală sau slăbiciune. Dar este nesfântă prin prezența oamenilor. Biserica este ceva foarte complex. Dacă deschideți o carte de teologie și vă duceți la departamentul de teologie încuprins numit Eclesia, Eclesiologie, veți întâlni termeni și concepte foarte, foarte, foarte profunde, aproape de specialitate. Dar, într-o explicație mai simplă, în Noul Testament, apostolii Domnului Iisus folosesc metaforele ca să demonstreze complexitatea bisericii. Și printr-o metaforă, privește casa din față. Se vede ușa de la intrare și probabil un geam două, aleea pe care se merge. În lateral nu mai este ușa la intrare, că e în față. În spate, probabil că nu mai sunt nici ferestre și nici ușă de intrare, că e în spate. În celălalt lateral, deasupra, iată dar câte perspective are o casă. N-are doar un perete, are mai mulți. Și numai după ce dai un ocol la toată casa și vezi toate părțile componente, inclusiv de sus, poți să ai pretenția că ai văzut casa pe din afară. Să nu mai vorbesc pe dinăuntru, că dacă intri într-un hol, poți să spui că am fost acasă la fratele Daniel, dar nu, n-am fost în dormitoare, n-am fost în băi, să nu mai vorbesc de cloazete și altceva. Ei, biserica lui Dumnezeu e foarte complexă. Nu poate fi definită doar de peretele din față sau doar de faptul că ai intrat în hol. Când spunem biserică, înseamnă foarte multe lucruri. Vreau să mai amintesc doar că termenul acesta de biserică nu se referă niciodată la clădire, ci se referă la oamenii care se adună. Nu uitați, e un sfat al oamenilor, e o adunare umană a oamenilor. Nu e vorba de clădirea în care se adună, că biserica se poate întâlni pe un câmp deschis,
Se poate întâlni într-o pădure, se poate întâlni într-o casă, se poate întâlni oriunde. Biserica suntem noi, de aceea Biblia folosește prin comparație termenul de pietre vii, nu pietre moarte, cărămizi. Ei, atunci când vorbim despre înțelegerea, definirea, explicarea bisericii, e nevoie să folosim figurile astea de stil numite metafore pe care apostolii în Biblie le-au folosit ca să pună în evidență complexitatea bisericii. Spre exemplu, în Noul Testament, în Biblie sunt aproximativ 100 de metafore. Una dintre ele este metafora familiei. De ce folosește Biblia exemplul acesta, comparația aceasta? Pentru că noi avem exemplu experienței, avem experiența de familie. Noi toți venim dintr-o familie, știm cum relaționează o familie, știm ce înseamnă o familie, știm cam care e stilul de viață într-o familie, raporturile. Și acum Biblia spune exact cum e la tine în familie, dintr-un anumit punct de vedere, așa este în biserică. Uitați-vă ce spune Biblia. Nu mustra cu asprime pe un bătrân. Tu acasă nu mustri pe bunicul tău sau pe tatăl tău. La fel fă și în biserică. Sfătuiește-l ca un tată, adică adresează-te cu respect dacă mai este mai în vârstă. Consideră diferența de vârstă și ai grijă. Pe tineri, sfătuiește-i ca pe niște frați. Nu profita de faptul că-s mai tineri ca să asuprești, să-i asuprești și să te comporți cu autoritate ieșită de în comun. Uitați ce spune Biblia, ca pe niște frați. Apoi, pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Cum ne comportăm noi cu mamele noastre? Cu mult respect. Ei, așa comportați-vă cu surorile mai în vârstă din adunare, ca și cu niște mame. Manifestați acest respect pentru vârsta care o au. E adevărat că noi nu mai folosim dumneavoastră, dar dincolo de dumneavoastră, care e un cuvânt, există o atitudine. Dacă te întâlnești cu dumneai la ușă, te rog, deschide ușa și spune așa: vă rog frumos să poftiți. Ți-ar place dacă ai vedea-o pe mama dumitale poftită să iasă de cineva care îi deschide ușa. Iată dar cum Dumnezeu ne învață să ne purtăm în biserică, folosind exemplu din casa noastră. Apoi, folosește metafora logodnică. Și uitați ce zice Biblia: v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. La cine se folose, la cine se referă? La biserică. Dar ce spune metafora aceasta aici? Spune următorul lucru: voi ați intrat într-o relație cu Iisus Hristos. Ce înseamnă logodnică în raport cu logodnicul? O fată care a avut o perioadă de căutare, de observare, o perioadă de decizie și la un moment dat a spus: da, mă logodesc cu tine și în viitor mă căsătoresc cu tine. Asta înseamnă că ea deja a prietenit cu băiatul, l-a cunoscut pe băiat, i s-a confirmat că e genul de băiat pe care ea îl preferă și pur și simplu a luat decizia: ne logodim. Ei, imaginea aceasta este adusă în conceptul de biserică ca să spună următorul lucru: nu poți să spui că ai și dumneata credința dumitale, dar această credință nu ți-a dat oportunitatea să-L cunoști pe Iisus Hristos, nu ca pe un nume, ci ca pe o persoană. Să umbli cu El, să-I studiezi bunătatea, să-I guști iubirea și iertarea, să-I vezi mila, îndurarea, clemența, grația și să te îndrăgostești de bunătatea Lui. Asta înseamnă să te logodești cu Iisus Hristos, să-L cunoști personal, nu să te îndrăgostești de un nume, dar în spatele Lui e nimic, un gol. Iată dar cât de necesară este comparația aceasta, metafora, figura asta de stil, pentru ca să înțelegem ce înseamnă să faci parte din Biserica lui Iisus Hristos. Cine poate să spună, o fată dacă o întrebi: hei, îl vezi pe băiatul ăla? Da. L-ai mai văzut vreodată în viața ta? Nu. Vrei să te logodești cu el? Da. Ce ați zice de o fată de asta? Păi nu te poți logodi chiar așa. E prea riscant. E cam asta înseamnă să pretinzi că tu aparții lui Iisus Hristos, dar pur și simplu nu-L cunoști. Cartea aceasta este o scrisoare de iubire
pe care El ți-a trimis-o. Fiecare ființă umană trebuie să devină o logonică a lui Iisus Hristos. Dar nu în absența cunoașterii Lui ca persoană. Atitudinea sau relația mistică, personală cu Iisus Hristos, evident spirituală, apare în urma credinței, credință care vine în urma citirii Bibliei. Știu că lucrurile astea sunt extrem de complexe și că nu pot fi înțelese la o prima auzire, dar la o prima auzire se poate naște sentimentul de respect față de autenticitatea Bibliei, față de măreția și logica ei și față de Dumnezeul care ne este prezentat ca și Creatorul nostru, ce ne cheamă într-o relație spirituală personală cu El, ca să ne ierte, ca să ne ofere protecție și binecuvântare. Biserica lui Dumnezeu nu e o clădire în care intri, biserica nu e muzeu, nu e catedrală. Biserica lui Dumnezeu este un grup de oameni născuți din nou, care în mod personal și voluntar, ca și la logodnă, ca și la căsătorie, că logodnă și căsătorie cu forța se întâmplă numai în Irak, de când au apărut ăștia îmbrobodiți, așa înfășurați cu cârpe. Dar în mod normal, vrei să te căsătorești cu mine? Da. Vrei să te logodești cu mine? Da. Ți se cere consimțământul și din iubire spui da sau nu. De fapt, numai da. Ei, o altă figură de stil este mireasa. Biblia ne spune, bărbaților, iubiți-vă și voi nevestele, cum a iubit Iisus Hristos biserica. Biserica nu-i nevasta lui Iisus Hristos, e numai ca o nevastă a lui Iisus Hristos, în sensul de comparație ca să înțelegem raportul. El nu-i mirele bisericii, el e ca un mire pentru biserică. El nu-i soțul bisericii, el este ca un soț pentru biserică. E numai o metaforă care să pună în evidență o relație, un raport. Mlădița viței de vie e o altă metaforă. Hristos spunea, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, ramurile acelea care pornesc din mlădița centrală și sunt tot felul de mlădițe, de ramuri. Și el încerca să spună următorul lucru, o mlădiță nu poate să supraviețuiască așa suspendată în aer. Ea la unul dintre capete trebuie să fie prinsă în butuc sau în mlădița centrală, principală, pentru că îi vine viața de aici, își trage mâncarea. Dacă o tai și cade la pământ, ea se usucă și moare. Nu poți să fii un creștin separat de persoana lui Iisus Hristos. Este vorba de o legătură organică, trebuie să fii legat de El, trebuie să tragi hrana din El, trebuie să fii ancorat în El. Asta nu înseamnă că te duci undeva într-o catedrală, îți faci niște semne și pur și simplu ai plecat. Aici e vorba de o apartenență reală. O mlădiță, dacă nu este în butuc, nu este legată de vie, ea nu mai face struguri în veac, ea nu rodește. E o creangă uscată. Nu te supăra că te întreb. Nu cumva ești o creangă uscată în religia pe care o ai? O altă figură de stil, o altă metaforă este ogorul. Toate acestea sunt prezentate acum 2000 de ani când agricultura, pomicultura, viticultura și creșterea animalelor erau stilul de viață al oamenilor. Nu exista informatician, om care lucrează la computer, știți de ce? Că nu exista computer. Mecanic de locomotivă, pilot, că nu exista tren și avion. De aceea, în vremea aceea s-au dat metafore care veneau din experiența profesională a oamenilor. Și uitați că acum ne e prezentat ogorul, adică o bucată mare întinsă de pământ pe care un om îl cultivă. Și uitați ce spune Biblia. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Cine crește? Biserica, evident. Așa că nici cel ce sădește, evanghelistul, nici cel ce udă, păstorul, nu sunt nu știu cine, ci Dumnezeu care face să crească merită toată slava și toată gloria. Iată dar cum crește biserica și aici este prezentată acțiunea de creștere și de rodire, de instruire a Bisericii lui Dumnezeu. Nu uitați că sunt 100 de metafore, mai prezint două și închei. Penultima este templu. Ce este templu? În general o clădire grandioasă dedicată
într-un cult pentru închinare religioasă. Și uitați ce zice Biblia. Voi, ca niște pietre vii, ca niște cărămizi din zid, dar vii, nu moarte, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești. Ce înseamnă o jertfă duhovnicească? O jertfă duhovnicească înseamnă orice acțiune, într-o prezentare extrem de simplă, aproape simplistă, orice acțiune pe care un om o face în numele lui Dumnezeu și pentru împlinirea intereselor din împărăția lui Dumnezeu. Adică ce știi că îi aduce onoare lui Dumnezeu și faci din dragoste și din respect, aceea este o slujbă duhovnicească. Ea pornește de la slujbele complexe, consacrate, până la acțiuni singulare pe care un om le poate face oferind ceva ce zidește împărăția lui Dumnezeu, ce construiește, ce ajută în împărăția lui Dumnezeu. Asta o spune Petru în prima sa epistolă, capitolul 2, versetul 5. Și poate una dintre cele mai complexe metafore din Biblie este corpul uman. Nu uitați că sunt două prezentări, una în Efeseni și una în Corinteni. E mare diferență între ele și unii oameni, pentru că nu fac diferența dintre ele, încurcă foarte mult lucrurile. Nu uitați că în Corinteni este prezentat corpul din cap până în picioare ca și părți componente ale unui corp. Dar în Efeseni, capul este Iisus, nu mai e parte din corp, iar de la gât în jos este omul cu mădularele. În primul corp prezentat, vrea să demonstreze relația dintre membrii bisericii. În a doua metaforă, vrea să demonstreze relația membrilor bisericii cu Iisus Hristos, la care trebuie să se subordoneze toți membrii bisericii, că El e capul, nu-i călcâiul. Călcâiul suntem noi. Ei, și aici Biblia spune în 1 Corinteni 12:27 următoarele cuvinte: voi sunteți trupul lui Iisus Hristos și fiecare în parte sunteți un mădular, o parte a corpului, un deget, o mână. Care este simbolul mâinii? Cineva care dă, cineva care primește, cineva care face o acțiune. Ăsta e rolul la mână. Toate rolurile care le are o mână, în mod simbolic, cam astea sunt rolurile unui om care face ceva servind în biserica lui Dumnezeu. Altui piciorul, cam care e rolul piciorului? Să se ducă într-o parte și în alta. Gura, cineva care vorbește. Mintea, cineva care discerne și spune așa e mai bine decât așa. Iată dar că noi toți trebuie să fim activi. Noi toți suntem ca un organism, suntem legați în frăția lui Iisus Hristos. Nu poate să fie aici un om care spune pe mine nu mă interesează de dumneavoastră. Dacă el spune asta, înseamnă că nu face parte din biserica lui Dumnezeu. Cei care vă ocupați cu stupăritul, vă aduceți aminte de Trântor și de Albine? Dânsul e acolo persoana care... El n-are prea multă treabă cu albinele lui, trebuie mierea. Nu putem să spunem pe mine nu mă interesează de biserica lui Dumnezeu. Ce ar fi un copil să-i spună tatălui pe mine nu mă interesează de tine? Sau mamei? Sau fratelui lui mai mic sau mai mare? E o legătură în familie? Este o legătură în familie. E o legătură în frăția lui Iisus Hristos? Evident că este. Dar bineînțeles că raportul membrilor familiei este diferit de raportul membrilor într-o biserică. Ei, toate aceste metafore, frați și surori, toate aceste prezentări ale Bibliei au rolul ca să prezinte complexitatea relației dintre membrii bisericii, dar și dintre membrii bisericii și Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Înțelegând toate lucrurile astea, se lărgește orizontul nostru ca să înțelegem care sunt beneficiile noastre intrând în biserica lui Dumnezeu și care sunt responsabilitățile noastre. Eu am obligație față de fratele meu. Fratele meu are obligație față de mine. Noi avem o obligație de frați unii față de alții. Noi toți avem obligații față de Dumnezeu, beneficiind în același timp
de toată dragostea sa, bunătate, iertare și îndurarea care se înnoiește în fiecare zi. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu poți să faci parte dintr-o clasă la școală dacă nu ești din clasa aceea sau nu ești profesorul. Nu poți să faci parte dintr-o biserică și să spui, eu n-am nicio legătură cu voi, decât numai dacă nu ești un musafir pe care te-a adus cineva, ai intrat, ai văzut și ai plecat. Dar dacă ești un membru care aparții acelei biserici, atunci ai obligații față de biserica aceea și ai beneficii față de biserica aceea. Nu mai uitați-vă că 15 oameni stau închiși într-o cameră și văd slujba la televizor pentru ca să fie la dispoziția noastră să mergem să votăm. Credeți că e foarte confortabil să stai în picioare și cine vine? Bine ați venit, hârtia aceasta e numărul 1, hârtia aceasta e numărul 2, poftiți. Poate dumneata nu-i zici nimic și săracul zâmbește degeaba, îți dă zâmbetul și nu primește nimic. Și e acolo, în timpul serviciului, nu zice nimic. Dar sigur că nu i-a plăcut. Iată dar pe cineva care servește, altcineva iese și cântă, altcineva stă la ușă, altcineva strânge colecta. Noi toți suntem implicați în această familie spirituală a Bisericii lui Dumnezeu. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, toată această informare are rolul să ne instruiască. Iar în domeniile unde socotim că am gândit greșit în raport cu adevărul lui Dumnezeu, este timpul să ne oprim și să spunem, Doamne, mulțumesc pentru toată lumina care mi-ai dat-o, dar în această seară sau dimineață recunosc că am învățat un lucru pe care îl știu sau nu-l știu la nivel teoretic, dar nu-l practic. Așa că te rog, iartă-mă că nu l-am practicat până acum și dă-mi puterea, te rog frumos, ca să includ în stilul meu de viață și comportamentul acesta pentru ca tu să te bucuri de mine. Cei care sunteți părinți sau bunici, nu vă bucurați atunci când un copil, în sfârșit după o grămadă de sfaturi, hotărăște să asculte și de atunci încolo își schimbă comportamentul, este o bucurie imensă. Nu poate fi măsurat în bani că este prea mare. Ei, tot la fel Dumnezeul nostru din ceruri își găsește plăcerea în ascultarea noastră. Cea mai mare așteptare a unui părinte este ascultarea copilului. Cea mai mare așteptare a lui Dumnezeu este ascultarea noastră. Nu liturghiile noastre, darurile noastre, mătăniile noastre, dăruirile noastre, toate au importanță la vremea lor. Însă ceea ce îl satisface pe Dumnezeu mai mult decât orice este ascultarea noastră. Dacă suntem ascultători, îi producem bucurie, iar dacă nu, amărăciune. Cât de amărât a fost când i-au străpuns mâinile și picioarele. Și cât de bucuros a fost atunci când cineva a vrut să-l iubească, să-l urmeze și să-l asculte. Astăzi mă hotărăsc să-l ascult. Și oportunitatea aceasta o ai și dumneata. Dragii mei, frați și surori, stimați oaspeți, urmează un moment de rugăciune în care noi vom vorbi cu Dumnezeu cum vorbim noi unii cu alții. Îi vom spune ce simțim, ce gândim, ce vrem și asta se numește rugăciune. Vă invit respectuos să ne ridicăm în picioare și împreună să ne rugăm lui Dumnezeu.